Trei din cei cinci polițiști din nordul țării reținuți acum o lună de CNA vor petrece următoarele 30 de zile în arest la domiciliu. Ei sunt bănuiți de pretindere și primire a mijloacelor financiare de la șoferi pentru a nu documenta încălcările regulamentului circulației rutiere comise de aceștia. Ședința a avut loc cu ușile închise, iar bănuiții au fost aduși în sala de judecată prin intrarea din spate. Nu avem voie să intrăm? Nu, nu, nu. De ce? Pentru că e închis. Păi se tindră la sfârșit deja. Să fie însă. Procurorul de caz ne-a spus că a cerut instanței ca învinuiților să li se prelungească arestul preventiv, însă instanța a respins demersurile. S-a examinat demersurile procurorului cu privire la prelungirea măsurii preventive, arestarea preventivă. În privința a trei persoane, instanța le-a respins pe toate, schimbând măsura preventivă în privința acestora cu aplicarea arestului la domiciliu pe un termen de 30 zile. Alte detalii nu vă pot oferi la moment. Menționăm că CNA a documentat din decembrie 2023 până în prezent cei 5 angajați ai Direcției de Patrulare Nord, care ar fi pretins și primit mijloace bănești sau bunuri ce nu li se cuvin, în sume ce văreau între 200 de lei și 1000 de euro, de la persoane care încălcau regulamentul circulației rutiere.